Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Salata băf cu pui. Deci e salată pule cu pui în loc de vită. 92% folosesc maioneză făcută în casă. Cine face maioneză în casă? Mă, maică mea, mama. Tu faci maioneză în casă? Pentru preparate de tipul ăsta, da. Faci salată băf? Nu. Nici eu n-am făcut în viața mea salată. Adi, faci salată? Nu te eu bagi. Am făcut odată cu mama. Deci. Am făcut. E mult de muncă, e multă migală, la mine fac ai mei. Na. Adică dacă nu i-aș fi avut, aș fi făcut. Dar salată, clar. Dar maioneză faci singur? Da. Nu e mare lucru. Mie mi-e să că se taie, dar de ce te duci și ție un taie, borcan, mă, de la de... Dar nu-i, mă, tot una. Sau nu, acolo ce. Chiar nu-i tot una. În primul rând, deviți conservanți și alte minuni. Da. Doi la mână, măcar acolo, să, adică e ceva simplu de făcut, să ai certitudinea că mănânci niște ouă. Asta îmi place, niște asta prafuri cu... Evis conservanți. În rest, nu există conservanți în viața noastră. De nu asta zic. Dar borcanul ăla... Bă, borcanul ăla sunt mulți măcar la maioneză, zic. E chestie de gust. Maioneza are alt gust dacă o are faci în casă. Are totul alt gust. Da. Maioneza și sarea, dacă s-ar putea să fie curate. Da. Să nu mai băgăm ația conservanți în noi. Da. Datele acestea sunt prezentate în cadrul unui sondaj de opinie realizat de un site care se cheamă, mă rog, site-ul se cheamă temănânc.ro. Timănânc. Bucovinenii, cei mai puternici susținători ai introducerii boabelor de mazăre în salata băf, scrie G4 Media. 90% dintre bucovineni folosesc mazăre, mă, în salată băf. Eu nu cred în sondajul. Pare rău de ei. În timp ce în celelalte regiuni procentajul e mai mic, Maramureș 83%, Transilvania în general 80%. Ce are mazărea cu bucovinenii și cu transilvanenii? Nu înțeleg. E, fraților, ce e? E ceva exotic? Adică nu înțeleg. De ce să pui mazăre așa, în proporție de asta? Proteina aia de mazăre e foarte hrănitoare și poate din considerente de felul ăsta, știi? Uh-huh. Că devine mai hrănitoare salata băf, care oricum este o bombă calorică. În București și Muntenia e pădos. Majoritatea bucureștenilor și valahilor spun că nu pun mazăre în salata băf. Da, că au întrebat pe Luca. Să ne îngreșim. . 70% dintre români fac salata băf cu carne de pui. Doar 30% folosesc carne de vită. Cazreal. Da. Asta a fost adaptată la noi cu puiul. Da. Cazreal, ce? Stai, tu folosești vită sau pui? Eu, tu nu faci în primul rând. Ai mei folosesc uneori vită, alteori pui, adică nu e o regulă. Dar în general în România, da, pui. Că eu pe unde mă duc mănânc o salată băf, e pui. Adică, da, pentru că vita... E mai ușor de gestionat, e mai ușor de digerat, că vaca bălțată e greu de digerat. Aia e. Vaca, în general, la noi, mulți ani a fost de proastă calitate. Acum da. Se găsește vacă bună, dar oamenii nu știu de unde să o apuce. E scumpă. Auzi, pun un pui cum e aia, wagyu aia, sau cum se cheamă. Nu pui de aia în salată? Dacă nu este suficient de fragedă, știi, ori se destramă, că am mâncat de multe ori salată băf. Trebuie să știi să o faci, da. Cum trebuie, adică cu vită. Și e vita aia făcută arșice prin ea. Și nu mai are același haz. Sau sunt cubulețele prea tari și... Da, și le înghiți până mestecate. Da. Cum e? Adică e complicat. Bună! Da? Bună! Bună! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.